Deși în zilele noastre producătorii de trotinete electrice recurg adesea la proiectarea unor modele care sunt ideale doar pentru un singur tip de călătorie, există totuși și trotinete cu adevărat versatile. Trotinete care combină performanța excelentă, manopera, caracteristicile de siguranță și mersul extrem de confortabil atât pe drumuri asfaltate, cât și pe drumurile pietruite. Faceți cunoștință cu trotineta electrică Vaset 10+. Dacă ar fi să caracterizăm Vaset 10+, în doar câteva cuvinte, am folosit expresia o trotinetă pentru toată lumea. De aceea veți vedea utilizatori din aproape toate categoriile folosindu-le pe străzi, de la fete tinere și curieri, până la persoane în vârstă. Motivul pentru care această trotinetă este un model atât de popular pentru un spectru larg de clienți se datorează nu numai șasiului și designului său confortabil, ci și datorită pornirilor sale line și sigure. S-ar putea să vă întrebați cum este posibil chiar și cu o putere de vârf de 3667W pe care am măsurat-o noi înșine în testele noastre independente. Secretul lui Vaset 10+, este capacitatea de a regla forța de accelerație, livrarea puterii, precum și eficiența electronică a frânării. Pe de altă parte, cei care preferă pornirile rapide vor fi interesați să afle cât de repede poate accelera de la 0 la 50 de km pe oră. În comparație cu modelele concurente, precum Dualtron Victor, Inokim Oxo sau 010X, rezultatul oferit de Vaset 10+, vă va mulțumi cu siguranță. Conform măsurătorilor noastre, atunci când semaforul devine verde, trotineta poate atinge viteza de 50 de km pe oră în doar 6,17 secunde. În ceea ce privește distanța de accelerare de la 0 la 50 de km pe oră, Vaset are nevoie de puțin mai mult de 46 de metri. Persoanele care caută atât viteză, cât și dinamică vor fi mulțumiți de comportamentul acestui model. Bucuria de a conduce rapid va continua până când trotineta va atinge viteza de 67,41 km pe oră. Deși această valoare măsurată în timpul propriilor noastre teste diferă destul de substanțial de viteza maximă declarată de producător, care este de 80 de km pe oră, mersul la viteza reală vă va oferi totuși o provocare. În comparație cu alte trotinete din această categorie, Vaset 10+, nu este cu siguranță lent. Singurul concurent care oferă o viteză maximă mai mare este Dualtron Victor. Viteza atinsă a fost cu mai mult de 4 km pe oră. Ambele trotinete mențin un avans semnificativ față de restul modelelor comparate. Viteza maximă este un lucru. Celălalt lucru este puterea reală a trotinetei, care face ca urcarea pe dealuri, în viraje sau pe terenuri off-road să fie o experiență provocatoare. Cum a rezistat Vaset 10+, concurenților săi? Într-un cuvânt, excelent! În timpul mersului, puteți alege dintre trei moduri de performanță care oferă putere într-o manieră stabilă tot timpul. Cu toate acestea, 10+, are încă un as în mânecă, și anume al cincilea nivel de performanță, care este activat după apăsarea butonului Mod Sport. Deși vă veți bucura de această performanță doar 5 minute, vă garantăm că nu vă veți plictisi în acest timp. Conform testelor noastre independente, cele două motoare ating cea mai mare putere la o viteză de peste 42 de km pe oră. Aceasta înseamnă că utilizatorii mai grei vor putea să urce rapid dealurile cu înclinări de până la 25 de grade. Niciun alt model concurent nu poate face asta, nici măcar Dualtron Victor, care este mai puternic. Dar frânele? Mai devreme sau mai târziu, acest gen de putere va trebui să fie îmbulânzit în fața unui obstacol sau atunci când situația de pe drum se schimbă brusc. Frânarea este asigurată de cele două frâne hidraulice Zoom. Acestea sunt standard la majoritatea trotinetelor similare și în cazul lui Vaset 10+, funcționează bine. Pentru a vorbi în cifre, poți să frânezi la viteza de 50 de km pe oră în puțin peste 2 secunde și jumătate. Distanța de frânare a trotinetei este de peste 17 metri. Când vă uitați la tabelul care arată distanțele de frânare ale altor modele comparate, veți vedea că Vaset 10+, ocupă ultimul loc. Situație similară este și cu capacitatea bateriei.
deși aveți la dispoziție 3 acumulatoare de 60V. Având în vedere rezultatele testelor, vă recomandăm cu siguranță cea mai mare baterie și anume cea de 28 Ah. Conform testului nostru independent, am atins o autonomie maximă de peste 90 de kilometri. Într-un ciclu de oraș, vă veți bucura de o autonomie de 55 de kilometri și jumătate, ceea ce este comparabil cu rezultatul obținut de 010X. În ceea ce privește autonomia minimă, Vsetț s-a clasat pe locul al treilea, cu o autonomie de peste 25 de kilometri. Cu toate acestea, Vsetț compensează această autonomie relativ mai scurtă cu opțiunea care permite încărcarea bateriei folosind două încărcătoare simultan sau folosind un încărcător rapid. Un alt punct forte al modelului Vsetț 10 Plus este confortul în timpul condusului. Suspensia este reglată plăcut de o pereche de amortizoare hidraulice. Proprietarii sunt capabili să ajusteze rigiditatea în funcție de preferințele lor, făcând călătoria o experiență mult mai plăcută în comparație cu modelele mai rigide cu suspensie hidraulică, precum Dualtron Victor sau 010X. Dorința de a părăsi drumul principal și de a te bucura de o aventură pe un drum de câmp nu va surprinde pe nimeni. Cu toate acestea, ar trebui să ne amintim că drumurile de câmp sunt maximul căruia acest model îi poate face față prin designul său. Având în vedere specificațiile menționate anterior, ați putea avea impresia că optarea pentru trotineta Vsetț 10 Plus este o afacere pentru majoritatea potențialilor cumpărători. Cu toate acestea, există anumite aspecte negative minore când vine vorba de acest model. Unul dintre ele este amplasarea nefericită a porturilor de încărcare. Fiind situate pe punte, pur și simplu nu puteți evita să nu călcați pe ele. Călcând pe ele, pe termen lung există șansa să le deformați sau să le deteriorați, în ciuda faptului că sunt protejate de huse. S-au făcut economii la unele dintre materialele folosite, și anume când vine vorba de apărătorile spate și față care sunt realizate dintr-un material plastic ieftin. Farul este instalat pe apărătoarea din față. Amplasarea lui nu este ideală. Vei observa acest lucru atunci când mergi mai repede și aripa începe să tremure odată cu farul. Cu toate acestea, în ciuda acestei poziții, Vsetț 10 Plus este semnificativ mai bun comparativ cu alte modele în ceea ce privește intensitatea luminii și forma fasciculului. De asemenea, un plus este prezența semnalizatoarelor, care nu se găsesc nicăieri la alte modele. Totuși, din cauza poziției comutatoarelor semnalizatoarelor, se întâmplă adesea să le activați neintenționat în timpul mersului și să nu vă dați seama deoarece nu există indicator de semnalizare. Însă, considerăm că este o opțiune mai bună decât să nu avem semnale de viraj deloc. Deplasarea în oraș va fi mai sigură. Plierea tijei de direcție este lină. Tija de direcție este mai înaltă în comparație cu alți concurenți din această categorie, ceea ce contribuie la o călătorie mai confortabilă pentru persoanele cu înălțimea de peste 180 de centimetri. Dimpotrivă, utilizatorii mai scunzi nu au de ales decât să se obișnuiască cu acest tip de postură corporală. În plus, tija de direcție solidă, conectată la cadru printr-un sistem de pliere de siguranță în 3 puncte, nu este ușor de balansat. La plierea trotinetei, trebuie să te obișnuiești cu strângerea șurubului, ceea ce necesită găsirea unui filet mic situat direct în tija de direcție. Cu toate acestea, producătorul Vsetț 10 Plus încearcă să compenseze această deficiență minoră oferind o altă caracteristică inteligentă, și anume ghidonul pliabil. Această caracteristică nu o veți găsi pe modelele 010X sau Inokimoxo. Ghidonul pliabil este adesea predispus la slăbirea treptată, așa cum a fost și cazul versiunii anterioare a acestui model. Din fericire, au învățat lecția și cu cea mai recentă versiune a modelului Vsetț 10 Plus au folosit un sistem mai rezistent. Cel mai important lucru este poziția corectă și transferul greutății în timpul mersului, ceea ce asigură mai puțin stres care acționează asupra trotinetei și o durată de viață mai lungă a componentelor sale. Poți găsi poziția corectă a corpului și tehnica de condus în ghidul nostru Escooter. Cu toate acestea, în ciuda asumării unei poziții corecte pe trotinetă, puteți rezolva cu ușurință orice eventuală slăbire vizitând centrul service autorizat Max Blinker. Depozitele noastre funcționează la capacitate maximă. Păstrăm majoritatea produselor în stoc și livrăm în orice loc din Europa în termen de 5 ore de la comandă. Noi, Max Blinker, înțelegem că nu totul merge întotdeauna așa cum a fost planificat.
Din când în când, chiar și cel mai bun produs se defectează sau se deteriorează. De aceea am construit un super centru service, de ultimă generație, cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați, unde păstrăm peste 10.000 de piese de schimb și unde experții noștri în baterii și componente electronice efectuează lucrări de reparații mecanice. Ajutăm clienți din toată Europa. Pe lângă sistemul de pliere, ghidonul dispune de un control al accelerației cu degetul, un afișaj rotund și un cititor de chip NFC. Acest chip este folosit pentru a porni trotineta. Nu veți găsi acest sistem pe alte modele comparate și servește pentru o protecție sporită împotriva furtului. Cu toate acestea, proprietarii deranjați că trebuie să poarte în mod constant chipul NFC pot dezactiva această funcție și pot porni trotinetele VSET 10 Plus și fără acest chip. Dacă facem un rezumat, recomandăm trotineta electrică VSET 10 Plus persoanelor care caută un raport ideal preț-performanță. Îndrăznim să spunem că în toți acești ani în care au dezvoltat acest model, au reușit să facă o trotinetă pentru un grup țintă larg. Și asta nu numai prin puterea furnizată de o pereche de motoare care aparține unui grup foarte mic de concurenți, ci și prin confortul la rulare pentru un spectru larg de utilizatori datorită amortizoarelor hidraulice reglabile. Cu modul Sport, VSET 10 Plus ne-a tentat de multe ori să-l scoatem pe un teren ușor off-road, unde nu a avut probleme. Privim pozitiv caracteristica care permite încărcarea bateriei prin două porturi, opțiunea de încărcare rapidă, ghidon pliabil și bara de direcție robustă. Prezența semnalizatoarelor este un mare plus, la fel și farul peste medie în comparație cu concurenții. Dezavantajul este folosirea de materiale plastice ieftine pe punte și apărătorile moi. Farul este cel mai afectat deoarece este instalat pe o aripă care tremură. La fel de nefericită este plasarea porturilor de încărcare, deoarece fiecare utilizator va călca pe ele mai devreme sau mai târziu. Acesta este un model cu adevărat excepțional și versatil, care oferă performanțe solide și, în special, un finisaj frumos negru-galben pe care Max îl apreciază fără echivoc. Suntem siguri că îți va plăcea și ție! Videoclipul prezintă un utilizator profesionist. Nu încercați să efectuați trucurile prezentate în videoclip. Vă puteți răni pe dumneavoastră sau pe alții sau puteți deteriora trotineta prin manipularea necorespunzătoare. Mergeți întotdeauna în conformitate cu ghidul nostru referitor la condusul în siguranță. Am pus sub acest videoclip linkul către acest ghid.